Am revenit, bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalara pe relații, despre relații. Partea a doua, berbeci, soare, lună, venus, ascendent, nou, nord, în berbec. În berbec. Berbecuți. Cineva chiar trebuie să studieze. Am zis mai devreme? Ascultați și prima parte, că e interesantă. Cineva vrea să studieze ori situația, că vorbim de relații acum, da? Și să, eventual, să arate ce berbeche. Ce plin de pasiune, cât control are, cât autoritate, cât, cât te mai are. Însă există un conflict între voi și un semn de apă pentru unii, regina de cupe. Sau dacă nu e de apă, trei de cupe, iar a zis că cineva vrea control, controlul, aici sunteți voi, berbeci, da? Împăratul. Și trebuie să comunicați. Dacă nu comunicați corect, lucrurile se îndepărtează de voi potențialul. Asta și așteptați. Ce vă să în ce am amestecat cărțile, am văzut la dat și patru de băte. Întâlnirea cu sufletul geamăn sau flacăra geamănă pentru unii care ați lucrat, nu pentru oricine. E o situație neașteptată. O situație neașteptată. Acum doar am văzut pe fugă, n-am văzut mai multe detalii. Însă ideea este că se dorește controlul, da? Regele de sunteți voi, sau un alt semn de foc, să zicem. Dar aici sunteți voi, clar. Și, ca să vedeți, sunteți între un semn de apă, unii dintre voi. Poate există și un semn de aer pentru alții, da? pe lângă voi. Poate să fie și un semn de pământ, da? Trecând peste aceste potențiale, care există la unii și la alții, că nu toți aveți de-a face cu semn de pământ, nu toți cu semn de aer. Ideea este că trebuie să studiați cum să vă guvernați viața cu pasiune și fiți atenți că regele de băte nu e ca împăratul, este mult mai creativ aici, partea lui e frumoasă. Dacă împăratul se ocupă de afaceri, vrea să facă bani, să aibă control, și varianta lui pozitivă ar fi frumos o manifestat să o manifestați, să-i protejeze pe ceilalți, să le ofere susținere financiară, în general, experiență. Da? Asta e varianta lui pozitivă, e protector. Varianta pozitivă a regelui de băte este că este creativ, este întreprinzător. De obicei are afaceri foarte creative și, pentru că vorbim de, de foc, și de monede, poate să facă artă într-o formă sau alta, în general muzică. Muzică, dans, distracții, um, entertainment. da, Însă există un conflict mental între voi, să zicem, și un semn de apă, foarte sensibil, foarte delicat. da Se dorește întâlnirea, dar, pe de-o parte, pentru unii s-ar putea să fie și un triunghi amoros, trecem peste acest potențial, pe de-o parte, unul, își dorește controlul cu orice echipă, adică voi, da? Ca să mai adăugăm un mesaj la asta, în cazul în care nu este un semn de apă pentru unică, evident că nu va fi pentru toată lumea, această regină de cupe reprezintă o energie blândă. Încercați să fiți să vă eliberați aceste conflicte mentale de discuții cu unii și cu alții și să manifestați rândețe, să... pentru că în momentul în care manifestați acest lucru, și atrageți, într-o formă sau alta. Evident că dacă sunteți bărbați, nu zic, musai să, să fiți, să vă efeminați, nu, dar fiți în echilibru, ca să înseamnă echilibru. Să și oferiți, Că asta face regina de cupe și în momentul în care oferiți. Începe să vină și dragostea aceea adevărată, am zis, da? Dragostea face diferența și e vorba de dragoste față de voi. Regina de cupe poate să reprezinte și dragostea față de voi, în care vă vindecați, vă curățați emoțiile. Vă investiți suficient timp în transformarea voastră emoțională, în vindecarea voastră emoțională. Și uite așa atrage sufletul pereche, eventual, partea voastră Divină. Haideți să vedem. Berbeci, relații. August, soarele nu avem să ascendă, nu, nu, dar în berbec. general. Una, două, trei, op, trei. Ok. oh. Sunteți în separare unii dintre voi, general, dar situația generală dintre voi, 8 de cupe. Cineva a plecat, iar apare semn de apă, iar apare Scorpion într o formă sau alta, Luna în Scorpion pentru mine. O, oh, da, discuții au fost discuții. Ce frumos a fost, câte emoții au fost și nu s-au spus, au spus alte cuvinte. Și uite așa s-a plecat. Aveți două cărți care arată plecare, 8 de cupe și 6 de spade, detașare. Și acum Stați și așteptați oportunitățile, și până atunci vă consumați energia, cum am zis mai devreme, la prima parte. Da? Și apare turnul. Da? Într-un mod neașteptat. Ce? Aici sunteți voi. Iar apare același, același format. Regele de băte, 5 -ă, de spade și regina de cupe. Posibil între voi și o persoană dragă să apară o a treia persoană, posibil, pentru unii, un semn de aer între voi și persoana care vă emoționează. Pe de altă parte, regele de foc nu comunică. Nu comunică. Și pentru că e separarea asta care a venit într-un mod neașteptat, separare, da, plecare, 8 de cupe, 6 de spade, într-un mod neașteptat, nu vă aștepta să plece așa de repede, probabil. Nu puteți construi. Deocamdată nu aveți nicio carte, că iau de câte sunt. 2, 4, 6, 7, 8, peste 10 cărți, ia? 10, 11. Niciuna nu arată construcție. Foarte târziu apare moartea transformarea. Da. Pentru că regele de bâte nu vorbește, are conflicte mentale în legătură cu această situație emoțională, poveste de dragoste, poate să fie un suflet pereche, dar mic, plând, da? Asta e. Vrea controlul, dar trebuie comunicat. Trebuie neapărat comunicat. Această transformare trebuie să aibă loc, pentru că dacă are, uitați ce frumos. aveți moartea, manifestorul, magicianul și 10 de cupe. Puteți mai, iau și asul de cupe. Puf, dragoste adevărată. Uitați o aici. Dragostea face diferența. Nu e ego, dragii mei. Dragostea, și atunci când e dragoste, nu mai manifestăm ego varianta lui negativă. fricele, dorința de control, asta nu-i dragoste. Asta este dorința de control. Și aici trebuie să înțelegeți unii dintre voi. Ia, unde sunt... Ce simțiți voi? Ce simt ei? Ce simțiți voi în această situație în care unul dintre voi a plecat să-și vadă de fericirea lui? Interioară, nouă de cupe, spre nouă de cupe. A plecat pentru că nu s-a simțit împlinit emoțional. Înțeles. O, oh, oh, ce frumos, interesant. Dar asul de băte a venit în poziția asta. Nici nu se manifestă. Nici nu se... Nici căcă, nici căcă. Așa se zice, da? E un început. O pasiune, da? Care deocamdată plutește în aer. Plutește. Țâi, e la linia orizontului. Se vede, există, dar eu, ca o linie. Nu se poate manifesta. Pentru că unul ține cu orice echip să nu arate și pe l-a lăsat așa, știi? Știți? În regrete, în tăceri, în lacrimi, în lacrimi. În dezamăgiri, cineva se simte neînțeles, neînțeles, cineva plânge. Pentru că unul, bănuiesc că voi, că aici vorbeam despre voi, țineți cu orice chip la control. Este împărățelul, varianta mea pentru împărățel, da? Și puterea iar nu arată. Se controlează, da? Și uite din cauza că se controlează, de la 4 se merge către 5, către singurătate, către lacrimi. Dar trebuie schimbată situația, roata norocului. Și cum, cum se schimbă, am zis, ascultați și partea întâi, transformare, lecție spirituală. Învățați să vedeți în... Ia uite ce frumos! Temperanța! Ce am zis? Să vedeți, să comunicați cu să vă curățați chakra, să vedeți lumina în întuneric, să înțelegeți situația prin care treceți. Și de-abia atunci puteți să construiți Ce frumos! Și să vă împăcați eventual, dacă veți. Ha! Ia să vedem la ei ce simt ei. Deci voi simțiți pasiune, dar nu arătați. Ia uite! steaua. A apărut steaua și la prima înregistrare? A apărut și aici. Ei sunt. Repet, ei sunt în uh, persoane publice, unii dintre voi. Pe de-o parte, ei se concentrează pe destinul lor. Pe de altă parte, simt că există un destin special între voi doi. Vă dau mai multe variante. Simt, pentru că este ce simt. Simt că sunteți, într-un fel sau altul, predestinați să experimentați ceva împreună. Acum rămâne de văzut. Dar, pe de altă parte, ce simt, simt că trebuie să vă vindecați și voi, și ei, de ce a fost. Și atunci au plecat, cât ce fac? Ce? O pleacă către nouă și nouă de cupe este varianta mică astele. Pleacă către satisfacții emoționale interioare, către vindecare. Asta înseamnă, da? Către vindecare. Au nevoie să se echilibreze emoțional și, eventual, să stea în preajma oamenilor care le oferă emoții pozitive, da? Acest lac e curat, e curăț, au nevoie și apa înseamnă mulțimi. Dacă vorbim de simbolistică religioasă, apa înseamnă mulțimi, pe de-o parte. Au nevoie să stea în oamenilor care îi susțin emoțional, care echilibrează, care și oferă. Nu doar ei să oferă să și primească, da? În cazul în care nu ați exprimat această pasiune, dar pasiunea una, emoțiile sunt alta. Evident, față de voi, aici sunteți voi, vă berbecuți, iau -te, au, au, au pasiune, sunt, se simt atrași față de voi. Hă, și ar dori un în început. Simt că există potențial de trezire, de bucurie, de manifestarea copilului interior, iar prin creativitate, că am mai vorbit despre asta, da? Dar. Trebuie să renaș, renască și să renașteți din această energie negativă a negativ negativă a trădărilor. A, și evident că acest 10 de spade se poate manifesta și în viața lor separat de voi, și în viața voastră separat de ei. Posibil, na, uite, și să, să își doresc își dorește să o ia de la început. Gata mura, oprește-te. Da? Da. A fost o ofertă care n-a fost primită. Persoana aceasta este foarte spirituală. Sau, dacă nu este, probabil că a început să lucreze cu spiritualitatea. Hai să mai, să explicăm, să clarificăm acest as de băte. De ce nu se exprimă la voi? De ce nu exprimați acest as de bâte? O, o să i prea Ia uite, iar a vrut să se arate ce? 5 de monede și roata norocului. Cât timp nu le exprimați, lăsați această, această dragoste să nu se manifeste. Stați amândoi în frig în ceață, separat, nu împreună. Nu împreună. Posibil unii aveți probleme financiare și vreți să vă schimbați banii și să vă schimbați statutul financiar, să lucrați un pic, că e schimbare. Dar ca să puteți manifesta acest as de bute, posibil, că nu aveți încredere financiar în, în voi ca să le oferiți eu știu ce, pe de-o parte, da? Pe de altă parte, poate că voi, acolo unde sunteți, nu sunteți într-o stare prea grozavă și, evident, o proiectați pe cealaltă persoană. Pe cealaltă persoană. Dar. Nu Dăm, clarificăm asul de bute. De ce este așa? Asul de bute. Oh, ia uite, aici sunteți voi, regina de bute. Simțiți multă pasiune, sunteți frumoși, seducători, nu zice nimeni, dar nu exprimați această bătă. Și este vorba acum, chiar dacă vorbim de relații, să nu uităm că e vorba și de un potențial creativ. Dacă aveți niște calități creative, manifestați-le mai. Manifestați-le. Ei sunteți voi, toată ziua. Posibil unii aveți... Pentru unii poate v-ați întâlnit la locul de muncă cu cineva sau locul vostru sau locul lor. Da. Și la un moment dat s-a intrat într-un trio și atunci lucrurile au devenit oarecum dezechilibrate și trebuie schimbată situația. Ca să se manifeste acest as de cupe, acest nou început, această nouă dragoste, această dragoste adevărată, ca să înseamnă asul de cupe, dragoste adevărată, da? Să se manifeste. Da? Trebuie din trei să ieșiți în doi, da? Să alegeți. Trebuie să alegeți între două persoane, posibil, da? Verbeci. Cum Uf. Unii dintre voi ați fost într-o relație de lungă durată cu un semn de aer pe care vi doriți, de care vă doriți să vă separați. Și justiția și doi de spade înseamnă separare. Sunt curioasă cu cine rezonează, da? Zece de monede înseamnă relație de lungă durată sau acasă. Semn de aer, eventual amândouă pentru mine și doi de spade și nu doar pentru mine reprezintă balanța. Dar avem, da? Situații legale. Poate niște situații legale. Hai să mai vorbim despre ei. Clarificăm steaua. Uite, da? Semn de aer. Vreți să comunicați? Să lăsați în spate ceva ce nu vă a priit. Și așteptați oportunitățile. Așteptați această renaștere. Cu cine? Nu. Da, renaștere, amândouă înseamnă renaștere. Să comunicați pasional la distanță prin de, despre un nou început. Un nou început cu cine? Eventual să oferiți cuiva care acum e supărat această cupă, da? Să oferiți un început cuiva, care vă aduce multă fericire, multă bucurie. Și nu cred că e această persoană. Nu. Dacă e semnul de aer, nu cred. Eu nu cred. Dacă voi credeți, eu nu cred. Hai să clarificăm steaua. Din partea lor. Ce simt? Despre voi. Hei, șapte de cupe, da? Opțiuni. Consideră că voi aveți multe opțiuni, că mai aveți pe cineva în preajmă sau multe alte lucruri de făcut și probabil că nu le-ați acordat atenție, pe de-o parte. Pe de-o parte, simt multă confuzie emoțională. Că voi sunteți în confuzie emoțională, că dacă nu arătați, evident că din ce motive nu arată un om. Ori pentru că nu-și nu înțelege emoțiile, ori pentru că e într-o dorință de control. Da. Pe de-o parte, ia să mai vedem. Clarificăm șapte de cupe, ca să nu spun ceva mai să clarific. Clarificăm șapte de cupe. Din acest motiv au nevoie de echilibru, ca să înseamnă steaua, da? Echilibru emoțional, pentru că sunt confuzii. șapte de cupe. A fost clarificat cu aceste patru cărți. Au nevoie iar, am zis, de vindecare, de meditație, ca asta înseamnă și steaua. Și cavalerul de cupe înseamnă vindecare, consiliere emoțională. Au nevoie să se echilibreze emoțional, Și să-și găsească stabilitatea financiară într-o relație stabilă. Stabilitatea financiară și emoțională și mentală într-o relație stabilă, nu plină de confuzii. Pe de altă parte, visează, pentru că este și cartea viselor, deocamdată n-a apărut în poziție inversă, dar totuși, zic și această variantă. Pe de-o parte, posibil să viseze, să-și dorească întâlnirea cu flacăra geamănă. O relație stabilă, stabilă înseamnă și regele de, de monede. Un partener stabil care să-i protejeze, să-i susțină, da? Și emoțional și financiar, da? Un partener vindecat, dacă ar fi vorba, dacă ar fi vorba. Să vă dorească pe voi înapoi, vă doresc să fiți așa, echilibrați mental, emoțional, de generoși, stabil financiar și protector, da? Și echilibrați, pentru că e patru, da? Patru e un număr stabil. Să fiți stabil, să stați în această relație, nu să. Pentru că am zis, ei cred că. Cum a dat, ce cred ei? Cred că vă mai gândiți și la alte persoane și că mai aveți și alte în buzunar, alte opțiuni în buzunar. Ia. Hai să vedem. Ce vă blochează? Ia uite. Da. Tot așa. Nici ei nu se abțin. Și din cauza asta lucrurile stagnează. Adică și, pardon, scuză. Și ei se abțin. Pentru că dacă voi vă abține, se abțin și ei. Dacă ei voi nu mai arătați, nu arată nici ei. Asta e. de au și plecat. Cine o fi? Rămâne de văzut. Și uite așa lucrurile stagnează. Dar, în această stagnare trebuie să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și, eventual, iar apare. Înțeleg, vă înțeleg că nu vă puteți manifesta acest foc, această pasiune, această atracție în modul ei sau în, în felul cel mai pozitiv până nu vă vindecați. Și voi aveți, vă înțeleg, deci în această perioadă de stagnare simt, înțeleg, primesc mesaje de la divinitate că și voi trebuie să vă vindecați. Posibil de un semn de aer mai mult sau mai puțin, dar trebuie să vă vindecați de niște rând, de un ciclu foarte dureros și să renașteți, da? Și să vă vindecați, da? Și de-abia atunci puteți să veniți în fața lor, da? Victorioși. Până atunci, Într-un fel sau altul îi veți bloca, într-un fel sau altul vă vor bloca până nu manifestați varianta voastră pozitivă. Hai să vedem ce blochează. Uh... Aș vrea să mai clarific. Am zis că energia comună dintre voi este 8 de cupe. Încercați și unul și altul să vă detașați emoțional. Pe de-o parte, ar fi bine dacă ar fi să vă duceți amândoi către 9 de cupe, să învățați să vă iubiți pe voi și în momentul în care vă iubiți pe voi manifestați această dragoste. Clarificăm o de cupe. Totuși, de ce s-a întâmplat? Am făcut un pic altfel de Oh ho Da? Ce apare? Apare șase, șapte de spade. Înseamnă cel, îl reprezintă pe cel care fuge. Am zis că onestitatea sau cinstea este esențială. Sint Simt că ați purtat mă, ați purtat măști, da. Și nu degeaba a venit acest as de bute în poziția asta. Nu degeaba. Simt că ați purtat măști, simt că ați mai avut alte opțiuni, că ați ieșit din situație, din relație, din amiciție, din ce-o fi fost și ați mers pe lângă simt. E carte care ține de emoții, da? Ia uite, că a fost un trio. Că a mai fost pe cineva, Intuiția, intuiția lor, persoana aceasta este foarte intuitivă. Iau de marea preoteasă și e eremitul. Deci persoana asta este foarte intuitivă. Eventual, tocmai pentru că a intuit un trei de cupe, s-a dus să-și vadă de lecția spirituală a sa. A impus tăcerea. Pentru ca și voi, și ei să vă găsiți lumina. Și ce fac ei? Ei merg către stea, ca că să face eremitul și faetonul întotdeauna merg către stea. E, persoana aceasta merge către destinul său, își manifestă destinul. Cu sau fără voi? Și o persoană care, față de care aveți multe emoții, puteți comunica telepatic, care ați mai avut relații în alte vieți, este. Este. Ia uite ce frumos. Sufletul vostru geamă. Perechea voastră. Îndrăgostiții la drum. Așteptați. Așteptați, așteptați comunicarea, manifestarea. Puf, dar iar stagnare. Wow, ce cărți. Ce vă blochează? Pe amândoi? Ce vă blochează? Nu, prea multe cărți. Oh! <gătă -i> iau uite, trei de cupe. Există o a treia persoană. Și iar în poziția asta, trebuie să alegeți unul dintre voi. Dacă mai eu, a treia persoană sau nu neapărat persoană, pentru că trei de cupe înseamnă și preocupări. O chestiune. Acasă, cineva care vă distrage atenția sau un hobby sau jocurile. Cineva e obsedat de jocuri și nu are timp să se implice cu totul emoțional. Da? Și la capătul setului de cărți, ce? Zero. Asta vă blochează. Trebuie să o luați de la zero. Și să renunțați la a treia persoană. Ia uite. Să o luați de la zero și să oferiți și cupa și monezile. Ia uite și soarele. Există potențial. Mai două carte pentru blocaj. Oh, mi-a dat două. Care a fost prima? Valetul de... De băte invers, în acest context înseamnă o atitudine mai puțin matură. Valetul de băte, varianta lui negativă, este imatur. Posibil, e o diferență de vârstă, sunteți tineri ca să Valeții sunt tineri și dacă aveți de-a face cu o stea, o persoană care, într-adevăr, își dorește un rege sau măcar un cavaler, o măcar un cavaler, e ceva de lucru, da? Persoana, v-am citit, dați înapoi, da? Și aici sunteți voi. De ce este asul de bâte în poziție aceasta? Pentru că voi trebuie, da? De ce a venit așa? Trebuie să învățați să manifestați regina, pentru că persoana aceasta își dorește un rege, da? Regina, să fiți maturi. Altă interpretare, evident. Da, venici aia a venit și valetul invers. Trebuie să ajungă cavaler, apoi regină. Eventual rege. Posibil unii dintre voi sunteți foarte, mai ales dacă sunteți tineri, sunteți foarte interesați de triourile hipersexualizate. Ne? Uh -huh. Puteți să negați că eu nu vă cred. Și ia uite ce frumos asul de monede. Deci nu se poate manifesta, că am întrebat ce vă blochează, dar nu se poate manifesta o relație stabilă de lungă durată, atât timp cât vă manifestați hipersexual și aveți opțiuni și am zis opțiunea poate să fie nu -o să ai o altă persoană, preocupări care nu sunt mature. Aici este. Temperanța, răbdarea, Vindecarea. Asta vă blochează. Până nu vă vindecați, nu puteți manifesta victorie. Marea preoteasă. Iar apare aceeași, da? Aceeași chestiune. Persona intuitivă care lucrează spiritual cu care ați mai avut experiențe frumoase, emoționale, profunde. Că de-aia simțiți atâtea emoții, cum am zis la prima carte, în alte vieți. Ce vă susține... Am zis că tot mai scurt. Și... Ah, ok. Ce vă susține? Oh, ce frumos. Ce vă susține în momentul în care vă echilibrați, da? Șase de monede. Să și oferiți. Nu doar să așteptați să primiți. Că unii au această tendință. Doar să primească fără să ofere. E o balanță. Un exchange. Trebuie să fie un exchange. Eventual, da... pentru că vorbim de susținere. Manifestați adevărul. Varianta pozitivă a regelui de spade este o persoană care exprimă adevărul. Exprimă puțin, într-adevăr, că e o sabie în jos. Nu vorbește, nu spune povești, spune lucruri esențiale, dar lucruri adevărate. Da? Onestitatea este necesară. Da? Onestitatea, cinstea. Este necesară și vorbiți limbajul dragostei. Vorbiți mai puțin din mental, eventual exprimați-vă adevărul și exprimați pasiunea. Ia uite, regele și regina. Regele și regina, cuplu divin. Țineți foarte mult această persoană care vă emoționează, da? 4 de monede, 10 de cupe, țineți pentru că vă aduce multe emoții. Dar iar, oh, dacă există un semn de aer în preajma voastră, aia rege, regele de spade și regina de spade. Că e un trio, e un triunghi amoros. Regele, poate sunteți într-un cuplu. Posibil, am mai zis-o și data trecută, nu știu de ce mi-apare așa. Ia uite, magicianul. Comunicați despre această posibilă colaborare ca să puteți manifesta dragostea aceasta adevărată asul de cupe cu îndrăgostiții. Și fără supărare, eu simt că există un semn de aer destul de negativ pentru că am zis ce vă susține. Echilibrați vă emoțional într o situație, eventual într o relație cu un semn de aer care vă dă dureri de cap. Da, dar sau vă îmbolnovește. E o situație a apărut regele și regina de spade. Și am spus de multe ori, și în momentul în care vă echilibrați emoțional, reușiți să comunicați plin de pasiune, să călătoriți către persoana aceasta care vă aduce bucurii. Și să comunicați într-un mod creativ, să transformați situația prin comunicare, pentru că nu prea s-a comunicat. Nu s-a comunicat creativ. Și dacă este un trio pentru unii, repet, pentru că văd acest potențial, un semn de aer, vă mai spun un lucru și cu asta termin. În general, ajunge să ne comportăm ca cei care sunt în preajma noastră, mem membri ai familiei, prieteni, că poate nu e un cuplu de dragoste. Pentru unii posibil să fie, dar pentru alții nu este că ne comportăm ca cei din preajma noastră și ce am zis că mai devreme energia comună 8 de cupe a plecat pentru că a simțit că e un semn de aer negativ da și am zis, repet, la un moment dat ajungem să ne oglindim comportamentul. Dacă cineva în general e generos, generos, generos și nu primește, am dat ce gata, punct, punct și nu mai oferă, da? Începe să ogrindească comportamentul celui care nu oferă. Dacă la un moment dat unul vorbește urât, este uh, negativ, este suspicios, uh, nu și exprimă emoțiile, cât ați fi voi de creativ, de emoțional, începe să vă comportați la fel. De-aia am zis, există un cuplu, regele și regina de spade. Posibil pentru că regele de spade era, da, e un trio, era chiar aici, lângă voi, regele de, de bâte. Începe să vă comportați ca acel semn de aer. 10 de cupe vine din altă parte, fără supărare, e o altă persoană. Sau este un ideal la care visați. Da? Dar sunteți înconjurați de regina de spade, de magician, de cavalerul de spade. mai de spade. Eu așa simt. Ia uite, Cuplul acesta divin este deocamdată rănit. Rănit din cauza unui trio. Ia uite, sunteți în separare. Am văzut 8 de cupe, cam asta e talarea. Și sfatul meu este să vă alegeți oamenii lângă, lângă care vreți să stați. Pentru că mai devreme sau mai târziu începe să le copiem comportamentul. A trebuit o muncă imensă și chiar dacă ați face această muncă de transformare, cât timp stați zil lângă, lângă persoane care nu vă cresc, nu o să puteți manifesta. Cât ați fi voi de buni, nu o să puteți manifesta această dragoste adevărată, pe care toți o așteptăm. Asta e talarea, vă pup, papa. Pa.